Cred că este o mispercepție, practic, din vremurile în care fondul venea și impunea guvernelor măsuri foarte stringente de austeritate, foarte, foarte dure de austeritate. Acele vremuri au trecut. Fondul nu se mai amestecă, efectiv, în treburile interne. Deci el dă numai linii directoare, deci stabilește niște obiective, niște ținte, cantitative și calitative. Dar modul în care se ajunge la acele obiective este la latitudinea guvernanților din fiecare țară. Deci România are nevoie să împrumute. Va trebui să atragă niște fonduri. Bun, nu le ia de la fond. De unde le ia? Le va lua de pe piețele internaționale. Poate să iasă pe piețele internaționale, însă le va atrage la un cost de 6-7%. Mult mai mare. Mult mai mare. Să presupunem că este iarăși o perioadă de stres pe piețele internaționale în care țări ca România, care sunt la non-investment grade, deci trebuie să iasă și să-și refinanțeze datoria trecută. Ce face? Și există o criză de lichiditate, adică nu neapărat o criză de lichiditate, dar investitorii vor fi reticenți în a acorda împrumuturi la dobânzi cât de cât acceptabile. Și fondul aici, eu zic că este important tocmai pentru că conferă această credibilitate. Este într-un fel și o problemă de imagine. Este și o problemă de imagine, sigur. Și accesul unui la o sursă de finanțare oarecum mai ieftină decât cea pe care cea există pe piețele internaționale.